După multe aspecte negative găsite de-a lungul călătoriei noastre prin cartierele Gălățene, avem ocazia de a găsi un parc civilizat, un loc unde cei mici se mai pot bucura de ultimele zile de vacanță. Acest parc, situat pe strada Tăcuci, reprezintă o încântare pentru cei mici, însă nu și pentru părinți. Aceștia se plâng de mizeria care este în jurul parcului, precum și de oamenii care vin cu câinii în parc și fac mizerie. O ultimă apariție care îi deranjează pe vizitatorii parcului sunt 7 căței apăruți ca din senin într-o margine a parcului. Aici parcul ăsta care ar fi trebuit să fie o bijuterie. A venit, au tăiat garduțul ăsta viu, a lăsat toate burienii, uitați pe acolo, pe la gar și pe aici, și acum mi-a mai pricopsit și cu câine așa, nu știu cine i-a adus. Da, Scâni comunitari care o, cred că au fost aici la Viega. Dacă înhață un copil de ăsta, dimineața sunt morți de foame câinii ăștia. Ce facem noi cu atâția câini? Venim cu copiii mici, uitați, se pot îmbolnăvi copiii de la mizerii de aici, de la... Au făcut oamenii ăștia spațiul ăsta. Uitați-vă aici, este o mizerie cruntă în nisipul ăsta. Aduc câine, uite doamna de acolo, aduce câinele aici, faci mizerie și pun noi cu ăștia mici pe aici. Deși zona este partea orașului Galați, aceasta arată ca o periferie uitată de civilizație, unde vegetația câmpului stă necontenită, iar acolo unde se începe o treabă nu se duce până la capăt. Lucrătorii Ecosal au măturat, însă nu au mai strâns și grămezile de gunoi. Curățenia orașului care lasă de dorit, nu mai poți să mergi cu un copil pe stradă. Asfaltul este stricat, de nu se poate merge efectiv. Păi este loc de parc, dar văd că nu dă voie, căci că este instalație din asta de, cum să vă spun eu, conducte de apă și asta, și că nu se dă voie. Vin până aici, e și liniște, e mai curat, e mai... Asta e... Ați vrea un parc așa acolo? Da, aș vrea. Este un parc aproape de Reg, dar este mai mic, n-au o masă de tenis, n-au nimic. Vox TV va asculta mâine nemulțumirile locuitorilor de pe strada Aurel Vlaicu și din cartierul Micro 40. Echipele se vor afla în zone în intervalul orar 11-13.